Iar astăzi se implementează încă un proiect de hotărâre, o zi am zis, este vorba de rectificarea hotărârii cu sume care au venit pentru plata asistenților personali. Toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate, de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Rău doamne și domnul consilier care au înțeles personal de natură patrimonială și au asistat de diferite dificultate să aprobați la vizionare și atunci. Vă dau citire proiectul ordinii de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 2018, proiectul de determinare aprobarea acestui organizatorice de funcționare pe timp de război a Comunei Chirinciu, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a Comunei Chirinciu, proiect de hotărâre privind aprobarea amânării dobânzilor, penalităților și lor accesorilor de adrese obligațiilor principale, restante la data de 31.2024, inclusiv datorate bugetului local al Comunei Chirinciu și aprobarea procedurii de acordare. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Chirinciu pentru anul școlar 2024-2025. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de iluminat public și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de fond de venituri și cheltuieli al Comunei Chirinciu și diverse. Cine este pentru? Aprobarea procedurilor verbale a ședinței ordinare a Consiliului Local de Chirinciu. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război. Mă abțin de la acest proiect de hotărâre. Printr-o adresă a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, pe structura de specialitate, mi se solicită să avem o structură restrânsă în caz de război. S-a înființat un compartiment specializat, compartiment planificare, sprijin și mobilizare. Restul structurii s-a redus puțin și s-au distribuit posturile pentru acest nou compartiment și către asistență socială. Este o structură care va intra în vigoare doar în caz de război. Dar o să știu. Cine este pentru? Vă stau încercând. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a Comunei Chirinciu. Dar ce se vorbe de un proiect nou, digitalizare? Un proiect nou. Un proiect țel, să spunem așa, pe care și noi ne stăduim să-l... care va îmbunătăți liceul.ro, am înțeles, nu? Nu, și eu, mai, doar tot ce înseamnă digitalizarea în lucrurile de oate, nu la liceul. Merge ghișeul. Da. Cine este pentru? Nu, e și am văzut, e și neeligibil. Am văzut 75.000 eligibili. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Consiliul, tot ce înseamnă parte de consultanță. Nu poate vorba din tot timp pe un proiect. E direct de parte de consultanță. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesorilor de adrese obligațiilor bugetare principale, restante la 31 august. Da, prin ordonanța 107/2024, guvernul ne propune reducerea accesorilor la debitele restante la data de 31.8.2024. Deci cine vine și achită debitul restant la data de 31.8.2024, beneficiază de scutirea accesorilor. Adică penalități. Penalități. Dobânzi, penalități.
În articolul 10 la ordonanță, această ordonanță specifică că la autoritățile locale rămâne la latitudinea Consiliului Local dacă acceptă sau nu. Nu mai spuneți până ce dată? Până pe 30 noiembrie. Până pe 25 noiembrie. 25 noiembrie se depun cererile. Sunt alegerile parlamentare. Dar nu știu unii care se scopă. Dacă e un lucru bun sau nu e bun, nu sunt de acord că cei care au retornit să-și plătească la termen. Dar dacă și va putea să o hotără ca și o lege, ca o ordonanță, bine, dar ordonanța este suveran, dacă credeți că e folosește sintagma opțional. Poate, opțional, dar e opțional. Adică dacă îți achiți tot debitul până pe 25 noiembrie și depui aceea ce trebuie de scutire, penalitățile ești scutit de ele. Impact asupra bugetului? Cât influențează? Nu, cred că e cazul la mine. Nu merg, nu influează foarte mult bugetul. Doar să-i încurajezi să vină și achit datorii. Asta ar fi un lucru bun. Din experiența mea, cei care sunt rău platnici vor fi și cu ordonanța asta și fără ordonanța asta, pentru că au mai fost ordonanțe în genul de amnistii fiscale. Cred că miza și scopul este un altă lucru. Acasă, vreo fane, să nu știu, nu ar fi. Dar sunt și oameni care merge private, sunt persoane care au într-adevăr un debit și au ajută cu ceva, adică dacă nu mai plătești penalitățile... Ai 3.000 de lei debit și ai 1.500 de lei penalități, vii cu aia 3.000 până pe 25 noiembrie și... Ți-ai scutit 1.500 de lei, e ceva. Adică nu știu câți ori. Că de altfel, de nu, de la 1 ianuarie, ai același somn. Adică, clar că e un avantaj pentru toată lumea. Eu zic să... Și pentru persoane juridice, nu? Și pentru persoane juridice. Aici, dar juridice, deja discutăm destul mai mare. Da, dacă rămânem cu ele acolo doar în cifre, dacă vine la vreo Dumnezeu, să vină și cele juridice, cele persoane fizice, să... Nu e niciun fel de problemă. Să achite datoriile către... Sunt ale lor, sunt amenzi, sunt... Eu nu știu care să-i încuraja oare. Persoane juridice, dar nu intră către bugetul de stat, mai puțin către bugetul local. Amenda nu intră sub incidența ordonanței respective, pentru că ea este dublată oricum, nu are majorări. Dar e accesoriu. Atunci, dacă plătești accesoriu... Ea s-ar putea să fie accesoriu. Ca să-ți plătești debitul principal, trebuie să-ți plătești și accesoriu, da? Nu avea de chim. Și atunci... Nu cred că se grăbește nimeni să plătească amenziile ca să scape de mici penalități. Dacă penalitățile poți strădi chiar la principală. Dar câteva mii de lei. Sunt. Dar nu stăm foarte rău la încasări. În ultimul timp chiar s-a făcut lucruri, executări, lucruri, s-au adus acolo. Așa vreau în ce se circulați în timpul de normalitate, să spun tot ce vreau să fac. Da, să puneți treaba cu președinte. Și e pentru... Școlii gimnaziale de vechiuri, pentru anul școlar 2024-2025. Vă rog să aveți în vedere cu consilierii care vor face parte din Consiliul de Administrație al școlii gimnaziale de vechiuri, pentru anul școlar 2024-2025. Domnul Stoica. Am înțeles, mai bine dacă nu am înțeles, că la UNEși s-a luat o hotărâre de Consiliul Local, în care au rămas aceiași consilieri până la investirea în noului consiliu. Pe investire e un număr. Da. Te promulezi acum... spiritul ce valorează. Doamna Boleasa și doamna Coma. Păi nu, că trebuie făcut un alt. Deci eu luna viitoare voi face o altă adresă către Consiliul Local pentru desemnarea celor doi consilieri. Trebuie de acum, așa e procedura. Consilierii din Consiliul respectiv. Păi asta a zis acum, domnul provizoriu, o lună de zile până la investirea de ce rămânem noi o lună de zile și după... Atunci trebuie să fac din nou adresă către primărie pentru...
și noi apropiat. Alți clienti și reprezentantul primarului. Dacă rămân aceiași consilieri, eu oricum fac adresă și tribunul proiecte cu clienti. Eu am să rămân aceiași consilieri să încheie luna aceasta și luna pe consiliul viitor, nu știm care sunt consilierii validați în momentul de față. Credem și credem că sunt cei din ordinea listei, dar și poate să la unii, de exemplu, au dat o dispoziție sau chiar o hotărâre. E hotărâre de Consiliul Local. Eu cred că trebuie să se valideze Consiliul Local. Da, bun. Părerea mea. Și da, rămânem noi acum. Da. E de semnat azi ceva? Bun. Da. Deci rămâne aceea și rămâne aceea consiliere. Cei care sunt acum și urmează ca un consiliu vrăditor în noiembrie, octombrie, când îți convoca. Bun. Aprobarea delegării prin concesiunea serviciului public de iluminat, a serviciului de iluminat voie. Oportunitatea de a fi de delegarea serviciului public de iluminat, a regulamentului de organizare și angrenare ca etului de stat și modelului de contract și a documentării de atribuire prin procedură privată. După cum știți, săptămâna trecută am finalizat și am făcut recepția unei alte lucrări pe fondul de mediu și anume modernizarea natului public prin lăm cu telegestiune, satele de Gheorgheu și Trăbugești. Au fost modernizat întregul sistem de lăm public cu lăm cu noi, 400 de lăm cu noi cu telegestiune. Fiind pe fondul de mediu, suntem obligați să delegăm acest serviciu către o firmă care va câștiga licitația de concesiune, o firmă autorizată, avizată la NRE, care să o aibă în mentenanță. Mentenanța nu se suprapune cu perioada de garanție, atunci tot care este de 5 ani de zi. Mentenanța înseamnă, nu știu, locuirea siguranței atunci este o problemă, pentru că degeaba am schimbat modelul noi și noi trebuie să performante, dacă firul până la lampă e același fir pe care dă gazul sau e omul au de 50 de ani, de aluminiu sau eu știu, fără să avem zone în care nu a fost nici măcar modernizat. Vom scoate la licitație pe spunea care vine, vedem cineva se va prezenta, cu siguranță vor veni, pentru că situația de la Hidegeu e și mai multe comune care au acceptat acest fond, acest proiect pe fondul de mediu. Cred că s-au văzut în Hidegeu și în Răgugești, acolo unde se vede că lumina este mult mai puternică, pe timpul nopții scade din intensitate într-o anumită perioadă pe care le va fixa firma care va câștiga licitația. O să fie cu o aplicație la primar, viceprimar, administrator public, eu știu, o aplicație care să regleze și să controleze foarte bine întregul sistem, adică știi din birou ce lampă s-a ars, pe ce stâlp, așa fel intensitate. Eu, cel puțin, în ce am văzut în comună, în cele două sate, nu ar fi de bine. Urmează, bineînțeles, pentru că discutam cu domnul ministru chiar zilele astea, vedeți o nouă platformă pentru celelalte două sate, să apăsăm și îmbătirea și Drăgugești, și de lei locuirea lămpilor. Ne-au rămas, cred că, 100 și ceva de lămpi în acele colegii care le-am pus în are din urmă, pe care aveți 200, nu știu, funcționale, pe care le vom folosi la locuirea lămpilor din celelalte două sate, unde mai sunt lămpi arse. Pentru că o lampă dintre asta de ce am avut noi, cu schimbare, cu manot, ar trebui să de mult, la un moment dat nu era foarte convenabil, să spun, locuirea unei lămpi, nu era mai ieftin să lucrești un bec pe o lampă veche, de exemplu. Bine că se doamna mea, pentru da, vreau să întreb dacă mentenanța este doar pentru partea de proiect care a fost modernizat sau pentru toate satele. Și dacă valoarea trecută acolo în caietul de Sacin este undeva 3 milioane la delegare directă, 3 milioane de lei și 2.700.000 delegare indirectă, ceva de genul, adică asta este valoarea concesiunii, contra valoarea concesiunii pe perioada de 5 ani sau ce reprezintă acele sume, dacă? Clar, pe tot întreaga perioada de 5 ani de zile, iar eu optez pe ultimul licitație, acolo unde o firmă va veni cu prețul ceva mic, așa cum se va licitația la noi. Întreaga documentație este făcută de o firmă de consultanță, din oraș, din Bacău, care le-au ajutat la întocmirea studiului de documentare și a documentare. Și e directă sau indirectă? Indirect. Adică 3 milioane, cum?
nu va fi o licitație directă, o utilizare directă, va fi licitație cu plic închis. Adică 3 milioane sau 2.700.000? 2.700.000. 2.700.000 am văzut aici. Nu, că sunt în contract. Dar asta înseamnă că e un proiect de pornire pe care se va încita. Nu intru curent, dar 6 miliarde pe numai serviciu. Proiectul convenit pentru nebunia așa, plătitul așa, este de 270.000 lei. Nu, dar nu, deci eu am întrebat ce sunt acele sume, acolo unde scrieți. Dar nu e 2 milioane, 270.000 lei. Cum spuneți la 64.500, adică nu este mult. Dacă e 270.000. Atâta este. 270.000 de lei, nu. Împărțit la 60. Dar cum scrie în documentație? Nu știm acolo. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil delegatului de către delegatar este de 270.000 de lei, la care se adaugă TVA 51.000 de lei. Adică 2 milioane 7. Nu e 2.7? Nu, 270. Scuze atunci. Eu am văzut. Asta am și nu... Valoarea contractului pe o perioadă de 5 ani. Va rezulta din totalitatea facturilor care de valoarea 4.000 de lei, 4.000 și ceva pe lună. E rezonabil. Eu am citit 2.700 și mi s-a părut 270. De asta m-am oprit, pentru că am spus să-ți facă o greșeală, nu te de asta am și întrebat. Da, și vă pe rând. Cine e pentru? 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 Da, am trimis în dimineața aceasta o adresă de la ANA, prin care ne științează că ne-au fost alocați 85.000 de lei din TVA pentru descentralizare cu destinația indemnizației de handicap și astea special. Ca oricum ne ajung. Ca oricum ne ajung, dar mă ajută foarte mult la plata din luna octombrie de acum. Pentru că nu aveam să... Înseamnă că am fiecare an, de altfel am descoperit, siguranță de vom mai primi și în octombrie, și în noiembrie, și ceva. Văzând adresa, am căzut la o mănușă, am zis, haide să ne producem în ședință. Da. Cine-i pentru? Abține. Diversi. Aici e bine. Abține. La rectificare bugetară, o ținut. Nu trebuie treaba, nu poate. De ce? Da. Nu are un familie. Da. Nu are, da. Nu știu. Nu s-a ținut și pe ăla. Păi... Nu, nu s-a ținut și pe ăla. Nu mai... Nu mai... Nu mai... Da, bine așa de găsit. Interpretat. Ce dă mani? Doamna Tiversi, dacă sunteți interesați, cine are o problemă, două, trei, două, pe ce te demontează, în ordinea asta. Parcare de la Cărți. Ar mai trebui 2 metri pătrați de pavaj. Și am dus până la capăt, că jur pe care fac de... Bun, reținut la ceva? I-am arătat și lui domnul Vecii acum vreo lună. Domnul primar. Au văzut ceva? Reținut. Cu transportul e regulă, după la o înțeles că s-au greu cu transportul. Reținut și asta. Nu știu, dumneavoastră știți mai bine. De ce? Ce domnul director? Dacă vorbim despre 71 sfert, microbusul este pe vale. 71 sfert, pentru că acel microbus trebuie să ajungă în Deleni, să-mi aducă copiii de la Deleni, să ajungă în Ciortea de Jos și nu se mai poate încadra, să-i aducă pe cei de la pe vale ca să ajungă la ora 8 la școala Drăgucești. Da? Normal, acum, deci anul trecut a fost școala gimnazială Drăgucești la Heleciu. Vorbim de copiii de la Drăgucești către școala Drăgucești. Aducem copii de la 71 sfert. Care sunt?
care vin. Sunt care mai vin. Sigur. Da. Bine. O dumneavoastră ziceți așa, e foarte ok. Am înțeles că sala de clasă care este pentru copiii din grădiniță sunt 17. Da. Sala de clasă este foarte mică. Aveți sale de clasă care sunt mai mari. Da. Și ați putea să faceți o schimbare. Se să face. Să aibă se va face. Dar am înțeles că nu sunteți contra. Nu sunt contra. Nu știu de ce. După, după vacanța din octombrie se mai va modifica și sala de grădiniță. Nu, dar se va... nu trebuie să audă ceea ce spuneți. Da. Se va modifica. Da. Sunt 17 copii. Și vreau să vă felicit pentru parcul frumos din fața școlii care l-ați promis. Din care... 17 copii pe care vreau să-i aduc în acea sală de clasă și mutăm sala de clasă la grădiniță. Dar asta în vacanță de locul. Eu mi-aș fi dorit ca la Drăgucești să nu mai fie absolut loc întrebări de gai de școală respectivă. Da. Pentru că nu, dar vreau să mă felicit pentru parte cu care e frumos. Dar pentru școală de ce nu felicit? Nu fiu? Dar n-am fost. Nu pot fi ieri. Am intrădicții. Școala a fost inaugurată în august, sfârșitul august. A fost inaugurată. A fost recepționată. Eu nu puteam să fac parc, domnul Gustiu, în timpul în care era constructor acolo și lucra. Gata, nu mai trebuie să facem parc? În fața școală. În fața școală a promis domnul. Un părculeț foarte frumos. Am fost exemplat. Scara a dispărut de acolo. Vă felicit pentru scara aia, că treapta aia frumos. Da. A fost desfăcută, dar părculețul foarte frumos. Deci după da. Foarte frumos. Da, mi-a, nu mi-a zis ce frumos o fiind domnul Cioc. În fața școlii. Aduceți-vă copiii la școală, nu era trebuit și o să fie un parc nemaipomenit. Poftim? Să vă aduceți copiii care a spus că aveți copii. Aduceți-i la școală. O să fie foarte, dar nu am treabă cu familie. Fiecare de ce face. Dar de ce credeți că de-a fost că ar fi necesar un parc? Nu, nu trebuie. Nu, de ce credeți? Poftim? Nu, vă întreb, de ce credeți că ar fi necesar un parc? Să mă joc eu în cursul să fost. Frumos, o să faci. Și vreau să vă fac. Dacă eu sunt de acord pentru copii, copii, copii. Dar nu necesar. Câtă durere a vădoare de copii acum în ultimii 4 ani de zi. Deci nu este programul. Nu, în ultimii 4 ani. De ce mai puteți de copii? Da. Domnule, nu sunt mulțumit, de asta sunt consilier exact. Persoane, adică familii care au copii la școală. Deci, fac și... deci da. Ai rămâne după asta, în ceartă. Dar nu-i ceartă, deci în ceartă. Chiar vreau să spun că am... În ceartă m-a felicitat ceea ce mi-a propus. Propus, a fost tot în consiliul local propune. Cu parcul, să așa? Și vară va fi. Așteptăm. Acum, pe contra, să faceți să pur să așteptați. Aștept și 4 ani, mai aștept 4 ani. Vă mulțumesc frumos, doamna mea. Vă mulțumesc frumos de înțeles. Gata, vă rog, și eu. Dacă s-a recepționat dispensarul de la Gălegiu și când se termină? Adică dacă e recepționat, nu-i terminat. Dispensarul de la Gălegiu este finalizat. A fost o recepție făcută în luna... Au fost niște lucrări neconform pe care noi nu am fost de acord să le cercăm. S-au refăcut în perioada expandării de autoritatea. Acum ți se întâmplă, nu știu dacă cât de divin constructorul, cât o vină a fost împărțită între noi cu toții, pentru că s-a lucrat într-un spațiu unde, pe lângă construcții, s-a desfășurat și actul medical. Neavând un spațiu pe care se pune la dispoziția celor doi medice, trei, de fapt, și din consumatorul care nici n-am mai pătrat cu noi, am ales varianta ca să se lucreze pe două nivele. Nivelul intera etaj și să mutăm doctorii la etaj, apoi să lucreze la partier. Între timp, la partier, pentru că la etaj pentru s-a lucrat pe timp de 2 ani, 3 ani de zi, s-a mai murdărit, s-au mai găriat o perete, s-au mai căzut nu știu ce Dumnezeu pe sus și au trebuit să le refacă, să ajungă la nivelul normal de a trece o recepție, fiecare dintre noi având interesul ca recepția finală să fie așa cum trebuie să fie făcută, iar dispensarul să arate așa cum trebuie să fie normal, ceea ce se va și întâmpla. Și la Căminul Cultural, curtea ar trebui terminată până la capăt. La Căminul Cultural avem un cele frumoase cămini culturale și cu activitate. Dar curtea e până în spate. Ați făcut un garș din prozul murii. Curtea este până în spate, dar pe lângă Căminul Cultural este un drum de servitute pe care un proprietar îl mai și folosește și nu puteam să-l gândim de acest... Păi știu ce, omora pabelele? Păi știu, trebuie să spună pabelele de spate din căminul. Păi curtea căminului, că așa se face. Da, asta ați cum am mai poate face alții acum, colți, mai târziu. Așa, ați făcut și am și două ședințe. A ieșit frumos. Să fim mulțumiți că l-avem, că era o dărâmătoră. Mai proiectul a fost fără curte?
Să facem un gard de 4 metri în altul? Proiectul a fost fără curte, a fost doar mulțarea cămin cultural. Sistematarea curții a fost un alt proiect. Dar a fost geaba consilier, dar nici nu vreau. Din am nici cea mare ajută nu prea mult la tine, dar nici știu. Nu am terminat. Eu am fost la distanță și, sincer, nu mi-a plăcut cum arată, după cât bani s-au dat, după o recepție făcută. Ușa la intrare principală este încuiată, arată foarte urât. Poarta la accesul de acces la dispensar este încuiată. Mintre undeva printr-o, eu fiind, având medicul de familie aici, nu am venit foarte des. Până când am descoperit că să urcă la etaj printr-o ușă laterală, a trebuit să întrebe cineva la unde se intră în dispensar. Deci pentru un dispensar recent renovat nu e, și recepționat nu este ok. Deci, vă rog frumos, nu sunt neapărat foarte multe lucruri care mai trebuie făcute. Dar ar trebui să fie ușa deschisă, poarta dispensarului să fie deschisă și să arate altfel. Deci arate foarte, foarte urât. Zugrăveală pe jos, la intrare, accesul. Spuneți, doamnă. Da, poate stricată aia. Deci eu am spus stricată. Poarta și intrarea principală în dispensar. La dispensar s-a lucrat în două etape. Iar dispensarul în trei rânduri a fost spart. De asta și ușele sunt și nu se mai... Da. Deci recepția nu este făcută, repet. Va fi făcut în minutul în care se va finaliza tot ce este în concordanță cu proiectul. Nu sunt lucrări foarte mari de făcut. E vorba de înlocuit o proastă. Deci s-a ajuns în situația asta tocmai pentru că întregul act medical al întregii comuni, și o comună Chilegiu cu 6.000 de locuitori, nu de o comună adică cu 2 medici de familie, s-a lucrat concomitent cu construcția și cu firma de construcții. Intrarea principală este închisă pentru că dă în partier. Partierul este terminat, este finalizat. Întâi s-a lucrat la etaj, de aceea, întâi s-a lucrat la partier, de aceea au fost tocate apoi, doamne, la etaj. Nu, întâi s-a făcut la, s-a lucrat la etaj. Exact, asta s-a lucrat la etaj, apoi au fost tocate doamne la etaj și s-a finalizat partier. Acum partierul este finalizat, este curat, este terminat. N-am dat drumul încă medici o să coboare până când nu finalizăm și etajul din nou, pentru că sunt 2 ani de zile acolo, au apărut zgărieturi, au lucrat pereții, nu știu, au spart un contract de copil, 2 ore ușa la intrare și atunci, săptămâna trecută, joi, vine și sunt cu înțelegerea cu doamnele doctor, nu s-a lucrat, au fost cei de la firmă și au revăruit ce e posibil ca urmele de vară de azi de acolo să fie de săptămâna de vine, se va curăța, vom face din nou recepția cu siguranță. Iar cei de la cu disprise, ce specialiștii vor veni și cu siguranță... Dar unde care așa de rampa, că să le rămasă, atât de fără discuție, că nu sunt două... Știți că e o plan toată de camizare de prins și nu... Capacii de la camizare de pus, să nu nici nu... Dar capacul au fost acolo la camizare. Au fost, dar nu știu. Au fost niște buni, dar... Ce se întâmplă? Și o reparație de drumul am aparat. Avem un teren de fotbal făcut acum 3 ani zile în curtea școlii. Toată vara nu am ales să închidem porțile tinerilor din sat care au dorit să meargă la terenul de fotbal. Prin curtea dispensabilă au trecut, am întâlnit porțile alea, au și plasa de la terenul de fotbal. Sunt copiii noștri, copiii tuturor, până la urma urmei ne-o asumăm, mai reparăm, mai schimbăm o ușă, mai schimbăm o planță. De asta e lucru și aici. Da, mai am câteva puncte. Am întrebat și la ședința precedentă când am aprobat în termeni așa mari cadastrul ăsta general făcut pe pământ, care teoretic a fost foarte lăudat, dar cel puțin nu știu de ce îmi spun mie, foarte multe persoane reclamă modul în care s-a făcut acest cadastru. Dumneavoastră ne-ați asigurat, domnul primar, că o să fie ok. Nu este o definitivare, înțeleg că este perioada de contestații. Sunt în jur de 2000, au fost contestații doar cei care au știut. Ideea este că sunt oameni care se plâng că li s-au... Au contestații toți cei care au fost interesați. Așa că, vorbind de cadastru general de 3 ani de zile, s-au făcut anunțuri, s-au trimis inclusiv prin poștă. Dacă timp de 34 de ani o anumită persoană sau mai multe persoane nu și-au dat probleme de fond funciar, cu siguranță nici cadastru general nu le vor rezolva. Pentru că sunt o grămadă de oameni care nu sunt interesați, sunt o grămadă de consanteni de ai noștri apropiați, de ai noștri familie, nu știu, care nu au venit, sunt care nu, nici măcar nu mai locuiesc în comună, dar în mare parte, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, cadastru general a fost și va fi pentru cum ai legiu un pas înainte.
Suntem singura grupă din județul Bacău care a rezolvat o mare parte din fundul funcțional. Nu era un var, deci nu o să știți foarte bine ce era la fundul funcțional, mai bine decât mine. Astăzi, partea din Intravilan este rezolvată peste 99%, dacă vă întrebați pe mine, pusă la punct așa cum ar trebui să fie. În parte din Intravilan mai sunt probleme, dar sunt probleme, repet, acolo unde foștii proprietari nu au fost interesați să le rezolve, dar vreau să nu faceți aceeași greșeală ca și cei din comună care vă aduc la cunoștință tot felul de concordanță. Cadastrul general nu înseamnă a se face documente de proprietate. Noi am făcut o măsurătoare oficială cu un extras de carte funciară în baza documentului elaborat de primăria Chelegiu. Exact. Adică păi eu nu puteam să facă cadastrul dacă nu aveam de proprietate. Și atunci, unde sunt neclaritățile? Neclaritățile sunt acolo unde nu mai are drum, da? Unde... Păi omul vrea să vândă terenul. Nu, deci dumneavoastră... Vârdim de altceva. Da. Deci... Spuneți că oamenii nu au fost interesați. Eu dacă am act de proprietate în Extravilan și nu am interes să vând, nu mă duc să verific cum au fost făcută cadastrarea din satelit. Dați-ne punctual. Din satelit. Lăsați-mă să termin. Da? Pentru că nu s-a făcut nicio măsurătoare interes, să fim clar. Tot a fost din calculator din satelit. Da? S-au făcut măsurători și în teren, doamnă Bălis. În Extravilan? Și din Extravilan și de Travilan. În Extravilan? Da. Și în Extravilan. Probabil numai la unul. Poți să măsurăm la Hilegiu, poate... cum s-a plăbit. Da. Cum e ziua? Dacă nu a fost interesat atunci? Iar în perioada la Dumnezeu. În momentul în care este interesat să vândă, nu își mai găsește eu. În momentul în care sunt interesat să vând, eu nu mai găsesc, am act de proprietate. Nu mai găsesc la oră. Mă duc la cadastru, nu știu unde. Nu am fost interesată să merg în teren, dar am avut act de proprietate, trebuia să dispar de acolo. Și în situația mea sunt multe persoane. Nominal dați-mi, el ești nominat tot acolo. Dați-mi nominal loc în plătirea pentru că ăsta... Unde am făcut? În Bagna. E în Bagna. Ce sunt în Bagna? Nu mai găsesc proprietatea. Și ea cine este? Ați fost luat acolo? Da, normal. Deci nu am fost să o găsim. Firma de cadastru, nici primarul Ienea, nici primarul Vodnea sau Vodnea. N-am luat niciun pământ acasă. N-am plecat pământul acasă. Toate terenurile sunt acolo. Așa. Tocmai de aceea au fost 60 de zile în perioada de contestații, în care cel care era neinteresat în speță dumneavoastră cu terenul din Bagna, fiind și consilier local, trebuia să venim acolo la Cămilul Cultural, ăsta prost sau pot care l-am făcut așa cum am făcut, unde timp de 60 de zile au fost prezentă nu doar firma de cadastru, pentru că noi nu s-a lucrat doar cadastru. Doi reprezentanți din primărie, doi de la cadastru, doi de la OCPI au fost acolo în fiecare zi. După perioada de contestație, azi suntem în perioada de 90 de zile de rezolvare a contestației. Toți cei care au avut contestații, care au avut o problemă mică, mare, lipsă drum, lipsă numai ce s-a întâmplat, au mers acum din plana care merg din nou în teren și rezolv problemele astea. Abia apoi vor fi cărțile provizorii, cărțile de extras din carte funciară pentru fiecare imobil din comună. Lipsa drumurilor, lipsa coordonatelor sau nu mai știu a ce, nu există din punctul meu de vedere, pentru că nu avea cum să dispară un drum, pentru că drumul este nu cea câte o singură bucată, se afisesizat. Plus de asta, drumurile care le avem noi astăzi în comună, cel puțin în zonele de extravilanță, sunt destul de bine îngrijite, pentru că, în cea mai mare parte, sunt folosite de către agricultorul, urle au... Eu chiar cum am fost la urmă, dar scola trecută, în Bagna. Nu sunt drumurile rele, adică nimeni n-avea cum să dispară. E adevărat, au mai fost ce discuții la noi în comun, de aia am început să răd că drumurile unui colegi ai noștri, care aveau interese proprii de a mai face un drum, de a mai trece nu știu pe unde, nici drumurile nu pot fi făcute așa cum gândim noi. Pentru că astăzi sunt drumuri care apar fizic, dar n-ar fi trebuit să fie acolo. De ce apar fizic? Pentru că din comoditate, din nu mai știu ce, s-a trecut peste anume 5-6 bucăți și s-a făcut un drum mai la stânga sau mai la dreapta cu 100 de metri cât ori ar trebui să fie. Există inventar? Noi am făcut conform inventarului și conform măsurătorilor nu a zis de a face altfel. Pentru că acolo unde, eu vă spun așa, că am mers într-o tarla avem nu știu câte sute de zeci de parcele. 50% din proprietari au participat la măsură, 50% nu au vrut să vină. Atunci eram într-un impas. Continuăm sau nu continuăm? Am scos tot ce înseamnă măsurătorile la nivelul de UAT Hilegiu din 91 încoace, suprapuse cu planul parcelar, cu ce au găsit ei la măsurători cu drone, măsurători din ortofotoplan, pentru că dacă te uiți la o măsurătoare de ortofotoplan, să vezi exact inclusiv hatul, terenurile, garduri, nu știu,
hăbătar, delimitare destul de bine, chiar și culturile, dacă ești complicat, și pe colon. Am încercat în așa fel încât să respectăm în mare parte ceea ce se întâmplă în teren. Pentru că altfel ar fi fost o bălmășeală maximă, că dacă unul vine și nu interesează, nu poți să-l duci în jurea care e terenul aici să-l găsesc la 100 de metri, la 200 de metri mai încolo, știi? Adică e destul de ne la locul lui, să spun într-un fel sau alt. Nu exclud să nu mai fie probleme în extravilan. Cu siguranță vor fi. Dar sunt aceleși probleme care au fost și până acum. De persoane care nu au fost interesați de terenurile proprietate privată pe care au avut-o bunicii, că nu au doi interesat niciodată, nu au venit nici acum când a fost cadastru. Dar pentru 10% din populație, ceilalți 90% erau interesați, nu se putea opri o asemenea lucrare. Și plus de asta, nu înseamnă că e definitiv. Orice îl extras din carte funcțională, prin motorul de către se poate modifica. Tot în situația asta aici, că foloseai un teren cu acte, și cu fără cadastru și acum folosești un extras de carte funcțională sau fără dacă ești mulțumit. Și așa de două. Când e o firmă de cadastru, faci o expertiză. Mie firmă de cadastru mi-a spus că acum urmează etapa a doua să mergem în teren să identificăm proprietatea. De asta spun. Cei care au fost în perioada de contestații. Cei care au fost la contestații s-a terminat. Am făcut lucrurile cu asta. Deci acum trei luni să fie frică. Ziua, bună ziua. Am primit deja flori. Aia era din partea pacientului. Vă rog, nu să știți că o să mai motiv multe excelențe. Și o buchet de flori. Aglomerația care va fi comună noastră. 36 sunt de acord. Foarte greu. Vă dorim multă sănătate. Și o pensie. Da, mulțumesc mult și destul. Am venit în Helegiul tot într-o zi urâtă, 1 decembrie 1988. Avem exact 9 ani de zile. Deja făcusem 3 ani de stagiatură la spitalul din Onești. Și bineînțeles că am venit cu gândul să vedem dispensarul, mai era o colegă din Brașov și să plecăm cât mai repede, să obținem în primăvară aprobarea la Brașov și să plecăm. Și uite că n-am plecat. Și așa am rămas. Am rămas din mai multe motive, dar și lumea de aici, și populație și tot. Știam că Helegiu e deosebit. O singură dată pusesem la Helegiu la dispensar în vizită, văzusem dispensarul. La repartiție cineva a vrut să mă convingă să nu iau Helegiu, pentru că vrea să-l ia. Nu la Helegiu, du-te la Coțofănești. Da. Și nu zic, eu n-am fost acolo, nu știu unde e, eu iau că eu am fost în Helegiu. Și așa am luat Helegiu, pentru că nu știam, nu cunoșteam pe mine. Dar n-am avut probleme, oamenii din comună cu respect, fără rom, fără problemele care le au alți colegi, deci nu am ce comenta și n-am. Mulțumesc mult, mult. Și să lucrați ca și mine, 39 de ani în total. Să fiți sănătoasă și da. Să mai veniți. Plecați la Brașov? Și așa. Mai am mama care are 90 de ani și să mai stea cu mine cât mai pot. Și eu și restul și aici acolo. Noi vă mulțumim în numele comunității pe care o reprezentăm. Vă dorim multă sănătate. Și să ne mai vedem. Poate mă primiți la evenimentele primăriei, consiliului local? Da. Și cu Elena. Cum sunteți un pilon, unul din oamenii importanți în această comunitate și rămâneți chiar și în afară? Medicul care rămâne de-o seamă cu băiatul meu, Elena. Doamna doctor care o să rămână în continuare și la Helegiu. Și practic o să vă preia toți pacienții, dar e un noroc pentru comună. Da. La Sândulele a plecat doamna doctor și n-a venit nimeni. La Versus vrea să plece și nu vine nimeni. Deci nu are cine prelua listele de pacienți. Este o mare problemă. Chiar să ai ce noroc. Mare noroc dacă nu rămâi fără.
de comune, aproape de oraș? Da, da, nu vin cei tineri. Au venit și câțiva alunești, sunt mai mulți și în rest nu întreabă nimeni. Nu prea nimeni. Cred că nu știu cum arată dispensarul la Helegiu și pe o comună. Sau când am venit eu, ca să spun un din colegi, a luat berzunzii. Dar de ce l-au berzunzii? Păi zice, nu suna moldovenește. Da, asta, dar de ce l-au berzunzii? Și una, și Iulie, oncolog, a fost cu soția. Zice, era berzunzii. Suna așa, de nume străin. Zic, bine că a luat berzunzii, dar a rămas eu cu plăci. Mulțumesc mult. Da, și noi vă mulțumim și nu mai vădărim. Da, Doamne ajută. Da, mai s-a terminat ședința. Mai continuăm. Mai continuăm. Mai continuăm. La revedere. Domnule primar ales, în măsura în care veți putea deci neartul medical, poate nu știu ce se întâmplă cu doamna doctor Maică, va întoarce la cabinetul stomatologic. Dacă se termină, da, sau că mai are contract cu noi. O să avem discuții cu dumnei după ce avem recepția la întreg dispensar. Și eu știu că odată... Cu siguranță, polu... o operare din partea noastră va fi, nu avem niciun interes de a... Pune vreo plume sau ne pune vis-a-vis de... Spune de luni, dar trebuie să spun asta, după cum vedeți, nu se dorește să vină medicii în familie, nu sunt de familie, nu se... Ce ține de capacitatea noastră, cu siguranță, așa se întâmplă. La un moment dat, să știți că era și locuințe de serviciu acolo, adică dacă se va dori, bănuiesc că se va putea acorda și... Nu? Nu? Care este regim? Nu? Mai... Da, poate fi transformat. Acum, dacă se cupoară cabinetul medical... Vorbim la momentul respectiv și cu personalul. Adică dacă dumneavoastră vede și ai nevoie, nu face tot ce stă. În cameră s-o transformi dormitor, nu cred că ar fi chiar așa un dezastru. Măcar intervenții, locuințe de serviciu, nu locuințe, doar... Nu permanentă, doar așa, în perioada săptămânii sau... Da. Sau probabil nu știu dacă va avea o activitate de săptămână plină. Poate va fi... O zi, două, trei, săptămâni, nu știu, nu putem noi zi. Mai câția pacienți, cred că totuși va fi. Mai pot să mai spun ceva? Oamenii au devenit și un pic mai sensibili și aleg medici și chiar dacă sunt de la țară, mai puțin care... Mai are de familie. Facem un gata rățea, nu? Da, eu am venit că e ultima ședință și o să-mi duceți lipsa, nu? Da, ca și concluzie, am vrut să simt și experiența asta de consilier local, a fost interesantă. Sincer, m-am simțit inutil în mare parte că fiind aparținând unui grup partid minoritar și având majoritatea consiliului local, n-am putut face aproape nimic. Am spus ce am avut de spus chiar dacă supăra pe unul sau pe altul, tot ce a fost, am făcut a fost cu bună credință. Și e chiar în față de comuna asta și de comunitatea asta. Și chiar dacă nu vă mai fi consilier local, să nu vă bucurați că voi rămâne aproape de această comună și de comunitate și în măsura disponibilității voi participa și la ședințele consiliului local, dar un semn de exclamare pentru acei consilieri care nu prea au avut treabă cu activitatea de consilier local, să știți că nu pentru asta oamenii v-au trimis aici. Implicare mai multă, ca să nu spun cum a fost până acum, pentru că unii nici măcar nu deschideau mail-ul, ca să nu spun altfel. Da? Deci, fost exact în 2008-2012, la noi consiliul la PLD. Serios? Serios. Da. Am înțeles. Diferența este că s-a făcut un teren de sport la Brătila, care era promis ca sprijin politic, deci s-a făcut ceva mai mult decât am făcut eu. Atunci? Nu, ulterior. 2016 s-a promis și s-a făcut când s-a făcut. Trebuia să se întâmple ceva. Da, cred că, așa cum spunea domnul primar la una dintre ședințe, comuna noastră e cam gri. Doamna doctorilor. Nu e nici laudă, nu e nici critică. Întotdeauna se poate mai bine. Și de aceea v-aș ruga, eu știți, în prima ședință, în primul buget pe care l-am votat, am avut 11 amendamente la buget. Niciunul nu a fost bun, absolut niciunul. Și de atunci am zis, gata, stop, eu ziceam, a venit când are cine, nici măcar consilierii mei așa, vor mai bine consilierii mei. Nu și-au regăsit. Da, vă doresc succes și să faceți mai mult decât
Au făcut, am făcut noi, ca și Consiliul Local, să poate, în calitate de viceprimar și reprezentant al Consiliului Local, eu vă pot spune că am avut rezultate bune, poate să putea și mai bune, iar, sincer, vreau să vă mulțumesc tuturor și pentru susținere și cei care au fost împotrivă, că întotdeauna și reclama negativă poate fi constructivă, iar vis-a-vis de terenul de sport, de tot ce vreți dumneavoastră să spuneți, de ce am susținut noi în proiectele din Comuna Elegiu, nu a fost nicio promisiune politică, eu așa cred, a fost doar un echilibru, adică mi s-a părut corect și normal. Dacă avem un teren de sport în Drăgugești și în Elegiu, clar că era nevoie de el și în Brătila. Dacă s-a asfaltat un drum, o uliță în Deleni, s-a asfaltat și în Drăgugești în egală măsură și în Brătila la fel. Deci am fost un consiliu de echilibru. Și în Elegiu, dar cineva care tot spunea că dorea maxim, pe o altă posibilitate, pe o altă formă, dar s-a făcut și pentru Elegiu. Eu nu vreau să recunoaștem, asta e altceva. Nu, la Elegiu nu s-a făcut nicio uliță. S-a făcut o stradă care dacă nu... Da. Așa nu se făcea nici de acum, nu știu, mult timp, dar mă rog, noi astăzi că preventați cel mai mult domnul Menite, dar uitați cel mai repede. Păcat. Păcat, dar nicio problemă. Da. S-a făcut așa cum s-a făcut. Eu acum se duc mașinile în șanț. E prea și rapide, cineva de la primărie le-a spus oamenilor ce așa vă trebuie dacă ați votat ca Whale. Asta e cum? De ce-ți văd șanț? Că nu vor să meargă pe asfalt? Păi așa nu e asfalt, e pământ. De la jumătatea uliții la deal este pământ. Se duc în șanț. Când urc la deal la moare... Vorbim două lucruri diferite. Vorbim, explică domnul Stăcan. Bun, încă o dată vă mulțumesc și sper din tot sufletul că vom avea un consiliu la fel de echilibrat sau poate mai bun. Ce e uliță? Și te așteptăm și cu critici, nicio problemă. Și critici nu fac parte din viața noastră, dar mi-aș dori să avem rezultate peste 4 ani mai bune, dacă nu, măcar la nivelul celor de anii precedenți. Vă mulțumesc din suflet. Fără străzi asfaltate, fără canalizare înainte. Vă rog. Cum? Da. Fără străzi asfaltate care nu au canalizare, pe care se... Deci dacă ar fi după mine, sincer, vă spun, cred că aș da o lege națională să nu se mai asfaltez un metru până nu avem toate utilitățile puse pe această stradă. Dacă nu, decidim noi. Sincer să fiu, mi-am propus să vă spun nimic, dar pentru că... Provocări? Să trești doar la politic, chiar dacă spunea că nu interesează absolut deloc și cum mai... Ba da, mă interesează foarte mult! Vreau să vă spun că pe cele două mandele mele și eu zic că am venit anul de lucrat. Comuna asta, cred că în funcție de primar, o funcție pe care cu siguranță niciodată nu am să mai ocup, pentru că nu mai sunt interesat așa ceva. Vreau să văd partea plină a paharului și sunt foarte sigur în ceea ce spun și cinstit. Și eu sunt om de caracter, dacă unii știu, alții știu cu siguranță, dar nu recunosc. Nu mi-am propus altceva decât străzile pe care eu le-am ascultat să fie cu canalizare și cu apă, ceea ce am și făcut. Dacă uitați la teren, trăzile de reina de mine sunt toate cu apă și canal făcute înainte de a fi asfalt. Și vorbesc la movile, vorbesc de șesele, vorbesc de biserici, vorbesc de partea aceea asfaltă nouă către Aron. Acolo este elevat, nu s-a plăgat cu canalizare, dar cu siguranță în proiectul care este lucru se va aborda și în zona respectivă. Comuna gri, totdeauna m-am străduit să fiu o comună linie. Și eu gri, să fiu o comună cu culori frumoase și cred că am reușit. Dacă nu la Bătila, o Bătila care niciodată nu m-a văzut ca un om al Brătilei, cu toate că eu sunt legat foarte mult de acea sat și voi știți cu toții, așa este. Am lucrat în Brătila, voi mai lucra poate în Brătila, soția mea este brătilean, și mă urmăresc cu lucrul ăsta, pentru mine că sunt pe jumătate de brătilei și chiar am lucruri frumoase pentru Brătila de mandatul meu. Și aici mă refer la strada aceea din Cerul de Sus, care este și arată foarte bine, acolo unde niciodată poate n-au gândit și au avut primar din Brătila, trei mandate, să aibă un drum asfaltat sau măcar o pantă de povezi de dispensar, care ca și cel la Hedegiu la început nu era bun, că era prea pe apă, că era cu tonuri de culori. Am pus jaluzele albastre, tocmai ca să aibă parte de culoare, dar e un dispensar nou, modern, care are continuitate și arată foarte bine. Vorbim de o lucrare care la Delen, care la Brătila a început de două luni de zile și la care se lucrează și cu siguranță cei din Brătila, care nu sunt astăzi în sat, se vor întoarce pentru că vor avea canalizare și dacă îmi ajută Dumnezeu, poate și apă. Nu vă spun sentiment plăcut, am avut alaltă ieri când împreună cu colegul meu am fost și am vizitat locul în care s-a forat și am găsit acea
groapă, să-i spun așa, cu apă până sus. Nu știu dacă este o apă suficientă pentru țatul Brătila, mi-aș dori să fie. Jumătate din inimă spune că nu va fi, pentru că vorbim de o Brătila care a fost comună, mai devreme, până în 67, și o comună cu un sat cu aproape, nu știu, 500 de familii, să spun, poate chiar mai bine, 700 de case. Dar dacă facem o rețea, dacă avem o rețea de canalizare existentă și va fi folosită, dacă avem o rețea de apă construită cu siguranță, cei de după noi, că vor veni alții, nu suntem aici renumitori și nici veșnici, și cu siguranță vor veni alții după noi care vor repara, vor întreține, vor mai veni cu plus la ceea ce am făcut noi, vor mai găsi soluții să mai capteze izvoare. Din păcate, și știm cu toții, și e foarte bine că o spunem acum că nu suntem în campanie electorală niciun dintre noi și poate nu mai fi niciodată în campanie electorală, comuna noastră nu are apă și nu va avea, indiferent ce primar va veni la Helegiu, decât doar dacă se va găsi o soluție să aducem dintr-o altă zonă, dintr-o altă sursă. Nu este un primar care să reușească să dea de apă în comună, să mulțumească 6.000 de locuitori. Nu avem resurse, nu avem izvoare. Izvoarele noastre sunt doar izvoare de suprafață, nu de mare adâncime. Sunt izvoare cu depte foarte mici. Sunt izvoare care nu sunt terenurile pe o primărie. Ne-am sărit o grămadă să le intabulăm. Vorbeam de cadastru general. Inclusiv cadastru general a fost făcut tocmai cu scopul de a reuși să ne intabulăm niște zone în care avem izvoare, unde avem lucrări hidrotehnice, forajele de la Drăgugești, la cele cămini de la Drăgugești, la Deveni, care nu erau pe terenul de masă și care acum au reușit să le intabulăm, să devenim proprietari. Ca să nu mă timp prea mult, sunt multe lucruri pe care le-am dus la capăt, sunt lucruri frumoase pe care mă mândresc și răspuns sincer, ăsta e rămân la Helegiu, indiferent ce spun alții, eu aici sunt născut, aici vor veni și copiii mei și familia mea și aceasta mea va fi zilnic legat de satul acesta. Nu vin doar în campanie, nu vin doar seara sau pe întuneric, vin în fiecare zi și sunt în centrul satului. Indiferent dacă vecinul meu, Marian Merinte, care stă la mască bine de foarte multe ori, e mulțumit sau nu e mulțumit. Ei, astăzi centrul arată cum arată. Are pavele, are un cămin cultural, are un zid de sprijin, sunt scări făcute, că mă reușește cu avea, că mai sunt două în plus sau în minus, sunt făcute. Să dea Dumnezeu să le putem menține și să le păstrăm. Eu nu am acasă puse pavele până în fața porții, parcarea la firma nevasta mea nu e făcută de primărie, e pe balast și niciodată n-am vrut să fac lucrul ăsta, nu am apă și canal tras acolo, ne-am întâlnit de lucru, tocmai pentru că am avut întâi să fac în alte zone. Brătila va avea apă, o lucrare de 7 milioane de euro, nu sunt bani puțini, e o lucrare mare, de care numele meu este legat foarte mult, la fel ca și echipa care am făcut parte. Eu vă spun mulțumesc pentru toată colaborarea, au fost și bune, au fost și rele, sunt convins că voastră știți lucrul acesta, iar eu voi fi aici, și consilier, și primar, și orice ar mai fi, mă găsiți oricând, pentru că eu chiar sunt interesat de satul ăsta și de comuna asta, pentru că stau aici, eu stau în centru. Eu aici m-am născut, aici am lucrat, de aici m-au luat, aici mă vor găsi, indiferent de comunii și alții. Vă mulțumesc mult pentru comunii. Mulțumesc mult. Am stat. Sunt 16 ani ca colegi de viață. Și vă mulțumim. Da. Vă mulțumim. Da. 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 Da.